Bun găsit! Numele meu este Andreea Lichi și am 21 de ani. Dintotdeauna am fost atrasă de cunoaștere și de lucrurile care să mă țină activă și să transmită emoție. Am început la 7 ani să fac dansuri moderne, iar mai târziu am continuat cu dansurile populare. Aveam planuri, idealuri, speram să văd Parisul și scenele lui, însă, într-o secundă, viața mea s-a schimbat. Un accident rutier m-a adus într-o altă realitate a vieții, total diferită de ideile și percepțiile mele despre lume. Parcă a fost ieri, încă simt panica și mirosul benzinei ce se scurgea din mașină și nici acum nu știu ce mă apăsa mai tare. Durerea fizică, spaima că nu puteam să respir singură sau disperarea că nu puteam mișca decât ochii. Eram la capătul puterilor. Nu înțelegeam de ce tocmai eu trec printr-o astfel de experiență și ce am făcut să merit asta. Medicii spuneau că voi muri, dar eu nu știam asta. Eu doar așteptam să-mi revin și să plec acasă, să dansez și să alerg, însă cu fiecare zi ce trecea, îmi era tot mai rău. Eram total dependentă de niște aparate și de alți oameni. Curând împlineam 14 ani, iar după mult chin, începusem să-mi recapăt mobilitatea brațelor, dar era prea puțin ca eu să pot face singură ceva. Cadoul în avans pentru aniversarea mea a fost ca unul cu rotile. Depresia, coșmarurile și toate criteriile de diagnostic ale tulburării de stres post-traumatic mă urmăreau. Nu mai suportam nici măcar lumina zilei și le spuneam părinților să tragă toate draperiile din salonul în care mă aflam. Îmi căzuse foarte mult păr, slăbisem și nu mă mai recunoșteam. La scurt timp, un medic mi-a spus că nu voi mai putea păși niciodată și nici nu voi putea recupera mai multă mobilitate decât aveam în momentul acela, pentru că, în opinia dumnealui, mișcam deja prea mult pentru traumatismul meu. Toate visurile mele erau spulberate, iar adolescența mea nu avea să existe vreodată. În momentul acela am început să-mi pun la îndoială existența. De ce sunt încă în viață? Mă priveam în oglindă și îmi întrebam mâinile și picioarele de ce nu mă ascultă, de ce nu mă ajută să mă ridic și să-mi continui viața de dinainte de accident. Eram captivă în propriul meu corp. Aceia care cândva se numeau prieteni, dispăruseră. Doar părinții mei au rămas, au fost și sunt singuri oameni cu adevărat prezenți în viața mea. Ei mă ajută în toate. Nu știu să explic ce s-a întâmplat, dar cred că a fost Dumnezeu care m-a ținut în viață și în ziua accidentului. După câțiva ani de agonie, disperare și lacrimi fără sfârșit, am reușit să văd și o altă perspectivă a vieții. Din tot ce am trăit, am înțeles că viața nu se oprește după un moment ce ne-a cutremurat existența, ci continuă independent de noi, însă noi alegem dacă mergem odată cu ea sau rămânem pe loc. Noi alegem dacă privim viața prin ochii bucuriei sau doar ai tristeții. Viața chiar e frumoasă, iar dacă am primit-o în dar, atâta timp cât suntem conștienți de noi, de tot ce ne înconjoară, merită să ne bucurăm de tot ce avem. Având mentalitatea aceasta, am reușit să dau la o parte toate obstacolele care mi s-au pus de-a lungul timpului. Așa am hotărât că nu voi mai lăsa pe nimeni să-mi spună ce pot și ce nu pot să realizez. Astăzi sunt studentă la psihologie în ultimul an, model în evenimentul Atypic Beauty, autoarea cărții Suflet de Porțelan. Fac voluntariat în centrele cu persoane vulnerabile și mă implic în diverse proiecte și grupuri de suport din dorința de a ajuta și pe ceilalți să se ridice. În tot acest timp nu am încetat nicio secundă să sper că starea mea fizică se va îmbunătăți cândva. De anul trecut am început să fac recuperare într-o clinică nouă din Mureș. Și pentru prima dată de la accident, am reușit să mănânc singură, să beau apă singură, să mă spăl singură pe dinți și să îmi mențin echilibrul trunchiului înșezut, fără ajutor.
Știu, poate că pentru voi e nesemnificativ, dar pentru mine e cea mai mare bucurie din toți acești 8 ani. Acum vreau să ajung la clinica Next Step Orlando, din America. E o clinică care lucrează în special pentru recuperarea traumatismelor medulare, dar la un nivel mult mai avansat față de ce eu am făcut vreodată. Am luat legătura cu alți tineri ce au traumatisme similare cu al meu, din diverse țări, ce au fost la această clinică, iar progresele lor sunt remarcabile. Îmi doresc enorm să pot avea și eu șansa aceasta. E foarte importantă pentru mine și pentru creșterea potențialului de recuperare. Însă, nu totul depinde de mine. Pentru a ajunge acolo, a sta și a beneficia de cel puțin 2 luni de terapie, costurile sunt de aproximativ 45.000 de euro. Nu am nicio șansă, fără ajutorul vostru, al tuturor celor care vreți să mă sprijiniți financiar și astfel să contribuiți la creșterea independenței mele fizice. Vă rog din suflet să fiți și de data aceasta alături de mine, atât cât și cum puteți, fie că distribuiți în număr cât mai mare acest filmuleț, că donați pentru mine sau că faceți strigătul meu de ajutor cât mai cunoscut. Pentru mine contează enorm și vă mulțumesc cu imensă recunoștință pentru asta. Să fiți bine mereu!